Salut! Ăsta e gen primul video cu cameră de pe canal, așa că o să fie gen camera asta, salut! Ei bine, care-i faza cu tine? Ce ne jucăm aici? Ei bine, ne jucăm niște Echiana, pentru că toată lumea mă întreabă care-i faza cu runele. Astea sunt runele, o să vi le las pe ecran puțin până începe laning phase-ul. Dacă vreți să le copiați ce nu le-ați văzut până acum. Astea sunt runele cu care m-am jucat eu în ultima vreme Echiana, nu știu dacă ați observat. În majoritatea meciurilor, adică cam toate meciurile, pentru că nu mai îmi place Electro, nu mai îmi place First Strike, nu știu. Mi se pare Conqueror-ul mult mai bun cu playstyle-ul meu. Adică dacă nu merge cu playstyle-ul vostru, nu, mergi mai prost, aia e. Mie îmi place mult mai mult. Și efectiv după preferința voastră. Dacă vă place mai mult First Strike, jucați-vă First Strike. Dacă vă place Electro, jucați-vă Electro. Două secunde să vă scot și asta. Bun. Gen, joacă-te ce vrei, frate. Dacă ți iese, ți iese, știi? Mie mi iese cu Electro, nu? Și toată lumea m-a întrebat, bă, care-i faza cu Electro? De ce joci Electro? De ce nu știu ce? Așa că m-am gândit să vă arăt de ce mă joc Electro sau care-i faza cu Electro. De ce, nu, de ce mă joc eu aici Electro? Duo cu gen Cristi pe Nono. Pe Cristi nu o să-l auziți, Cristi o să fie acolo în fundal. Mai am doi și mie un gang, dacă e și aia, știți cum e? Bun, care e faza cu Conqueror? Ei bine, Electro mi se pare, nu știu, mult mai slab, gen și late, și early, și nu știu ce, și First Strike-ul la fel. Adică First Strike-ul, hai că zici că e o rună mai, nu, mai faci niște gold, mai faci niște damage, mai nu știu ce. Bă, da, Electro mi se pare, nu știu, foarte, nu mi se mai pare bun, gen, deloc. Îmi iau gank? Da, mă. Ok, Morgan de la Mu. O să îmi vedeți piciorul aici, în cameră, n-are nimic, ok. Bă, foarte nașpa aici, fix, nu mă știam la gank-ul ăla de la Mumu, dar ok, o să vă arăt gen runa, uite, fără să fim foarte fed, suntem 0-1, pierdem. Uite, și kill, și mid-ul meu un kill. E lux. Tot ce trebuie. Bun. Deci runele le-ați văzut, avem Conqueror, Presence of Mind, Tenacity cu Last Stand. Oarecum te joci Kiana ca un bruiser, dar gen fără iteme de bruiser, știi ce zic? Te joci un fel de Riven, dar fără să fie Riven. Gen, un fel de... Și și în cel mai mare counter al lui Kiana, sunt Vex. Așa că o să fie interesant. Uite-te, frate, gen, mi-a dat jumătate de viață fără să mă atingă. Gen, nici măcar nu mi-a dat ceva și genul jumătate de viață. Super. Nu știu exact cum ar trebui să o mor, pentru că nu e foarte killable. Are și shield-ul, are și fear și damage în plus dacă cumva... Bă, nu cred că mor. Frate, mi-a dat... Fiți amins, mi-a dat... Ce mi-a dat aici, chat? What? N-au mori, oricum îi vine W acum. Ok, începem cu 0-2. Bun, bun, e ok. Vă arăt build așa, bun. Vă arăt runa în sine ce face. Deci, aici nu știu ce s-a întâmplat, aici era gen cum e terenul în jos, nu știu, Q se ducea în sus și apoi s-a dus gen în jos, oarecum din cauza terenului, că e gen river aici, a fost, e mai greu de explicat, dar a fost nașpa, gen. O, se face kill aici, mamă, ce-am făcut. Nu mai zic nimic, hai că ne-a dat și junglerul un kill, am jucat, eu, lăsați așa, s-a jucat cum s-a jucat, dar e ok. A, da, asta e primul video după ce am revenit din Grecia. Da, suntem înapoi din Grecia. Dacă n-ați văzut live-urile, gen live-uri, am făcut 3 live-uri, cred că până acum de când am venit. Am zis că fac live-uri zilnice, cred că o să facem live-uri zilnice, cam în fiecare seară, cam așa, nu știu, cam așa, ceva de genul. Nu știu să vă zic sincer, când și cum. Da, se încearcă cam în fiecare seară. Ideea e că încă n-avem webcam, n-avem, no, e mai... E mai pe jale așa, cu telefonul, știi ce zic, alta. No, eu zic că omor aici pe Vex, adică... Aia că joc bine. Nu prea-i dau damage, am luat tower shot acolo, mi-am luat gen... M-am împins înapoi în turn minionii, nașpa. Și nu, dacă vă întrebați, dacă aveam conc... Bă, ce se întâmplă, frate? Are o control world. Întrebarea e, apucă să dea W până fac eu un combo din ăla nebun sau... Fiți atenți.
Că nu se așteaptă să fac 6 aici în timp ce sunt invizibil. Mamă, stai așa. Fac 6 imediat, stai. Acum. Ce cringe îmi iau, frate, ce cringe îmi iau, nu înțeleg ce se întâmplă, după cine dă ăla? Gen ăsta cu Vex dădea random după mine, o ratat, tot n-am înțeles unde mai fugea, fugea în mine, gen Millie, după aia juca. N-am înțeles, ăsta cu Amumu, la fel, nu dă după mine, eu nu înțeleg, bă. Mă rog, ok, interesant, whatever, ok, sure, nu știu. A fost foarte ciudat jucat din partea la toți. Părul meu n-are niciun chef, îmi pare rău. Stai așa că facem un schimbul din asta și gata. O, mai înțeleg nimic. Da, e ok, avem unul cu 3. No, care e ideea cu build-ul ăsta, bă? Până la urmă, că no, tot am zis că vă explic și v-am explicat altă dată. Deci, îți dă câte, uite, acum am dat 1,6 AD pe stack, adică 12 stack-uri, faci 12, 16, faceți și voi un calcul, că nu știu matematică. Bă, fără Caterin, cât îi stai așa? 2, 6, 12... Am înnebunit, bă, frate, 12 cu... Ai... Bă, frate-s nebun. Nu, nici nu, 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 nu. Mă, ce? Bă, tași puțin, bă, stai puțin, că-s nebun. Stai că e greu când... Dacă te faci prea... Mau, nu vreți să vă zic de calculele care le-am făcut la... La... Cum îi zicem? La... în Grecia, bă, mau, pentru cine v-ați uitat la... Pentru ăștia care v-ați uitat la ce am făcut pe acolo. Era un... din ăsta, cum îi zice? Ah, vexi pe bot, chill. Așa. Era un din ăsta de... cum îi zice? Aveam un challenge, da? Uite, nici nu pot să vorbesc, adică să nu ziceți că sunt prost degeaba, adică nici nu știu să mai vorbesc. Aveam un challenge acolo care era cu matematică, bă, și gen... Trebuia să calculăm niște chestii, mă rog. Era chestia că trebuia să numărăm niște chestii prima dată și apoi să calculăm niște chestii în funcție de câte chestii din alea erau. Erau ba minion, ba poro cu limba scoasă într-o poză, ba asta campion cu rain sau campion melee. Mă rog, trebuia să-i calculezi în idee, trebuia să-i numeri și apoi să-i calculezi într-o formulă sau nu știu ce era acolo. Și formula aia... Bă frate, ori nu știam dacă am numărat noi bine... Aia nu m-a nimerit vreodată, nu m-a atins, efectiv. Ok. Ați văzut Conquerorul acolo cât am dat. S-a dat, s-a pompat cu Conquerorul acolo, vă zic. Dacă am Electro, de exemplu, nu l-am omorat pe Amumu acolo. Mamă, cum joci? Mamă, Cristi, s-a dat outplay. GG. S-a luat bounty-ul de pe Amumu, e ok. Mamă. Opa, opa, ce play-uri. Dacă scap de acolo, e altceva. Bă, lejer. Pretty chill. Așa, ce ziceam? Bun. Și apoi noi am calculat acolo, bă, și eram gen... Nu ne dădea, bă, formula aia, bă. Gen, am calculat numărul corect de la început, ca să înțelegi, da? Și noi trebuia să deschidem un lacăt cu numărul ăla care ne dădea răspunsul, gen, la calcul. L-am pus bine din prima, gen, și nu se deschidea, bă, lacătul și eram foarte confuz noi. Și am zis, bă, probabil am greșit la numărătoare. Știi? Am tot, ne-am dus, am numărat, am fugit, am alergat, nu știu ce. Tot nu ne dădea, bă, tot număram, iară. Nu, bă, suta asta, astea sunt numerele, nu știu ce. Apoi vine clue, gen. Vine, gen, primeam răspunsurile pe... Bă, frate, ce e asta? Pot să întreb și eu. Nu mă lasă să mă joc jocul, adică nu contează, oricum îi bada, gen... Ce se întâmplă? Lăsați-mă să mă joc, frate. E gen boring, like, măcar, nu știu, what the fuck. Lăsați-mă să mă joc. Ok. No, care e ideea? Noi, nu ne-a ieșit calculul, apoi am primit clue-ul ăla, că genul ăsta e numărul, bă, frate, calculează-l acolo, gen. Bă, și apoi ne dădea același număr cum ne dădea înainte, știi? Și eram gen foarte, what? Nu, nu e asta numărul, bro, nu merge. Și apoi, bă, am calculat aceeași formulă. Bă, nu știam să calculăm 72 plus 19 sau ceva de genul. Nu știu ce nu ne dădea acolo. Ceva calcul din ăsta. Bă, nu ne dădea deloc, bă. Că știi că noi aveam gen primul număr gen corect, dar gen nu ne ieșea.
Bă, frate, dar las-o, bă, sincer, acum. Ok, ba, 2v1, uite, Conqueror-ul. Vă arăt Conqueror-ul aici, chat. Nu, degeaba avem Conqueror-ul. Hai, că n-am răpat. Asta n-ar trebui să mai aibă Q-uri. O iau dacă nu. Leger, nice. Și uite, de-aia avem Conqueror. Cam poggers Conqueror-ul ăsta. Știu că scrie numai 100 healing, dar nu pentru healing ne jucăm noi Conqueror, da? Ne jucăm pentru AD-ul care îl primim în plus în timpul fight-urilor. Putem să prelungim fight-urile. Îmi place mult mai mult decât Electro. No, nu știu, nu știu ce să vă zic aici. Țeapă. Bă, frate, n-am luat plate. Sau am luat? Nici nu mai înțeleg. Bun, și apoi ce ne ducem după ce am luat first item Prowler, da? Eu mă duc de obicei, mi-au hammer-ul ca să nu luăm pen prea early, că no, poate nu merită, poate nu știu ce, poate încă nu și-a făcut armură, AD-ul curat cu gen cool, dar nu e mai ok. Și totdeauna mă duc gen Shield the second item în Dead Sense după aia. Cam asta e build-ul pe care îl folosesc eu momentan pe Kiana, adică cam asta, nu știu, dacă v-ați uitat la orice live, sau v-ați uitat la meciurile mele sau orice, asta e build-ul care îl joc tot timpul. Bine. Nu zic că e cel mai bun, zic că îmi place mie, frate. Dacă mie îmi place, eu așa mă joc, știi ce zic? Un altă. Încă am 4 cu 5, încă am scor negativ. După double kill. Bă, frate, iară mi-au gen, că nu, n-ar fi dat ulta solo. Nu înțeleg. Aici îi dau dive. Dacă mă uitam și eu la joc și nu mă uitam în cer, știi? Mă băteam, dar... Mă rog. As. Ok. Bă, frate, dar îmi dau Prowler în ea. Îmi dau Prowler-ul în ea, știi? Și apoi cumva ratează ulta, gen. Nu-i de parcă eu aș putea să joc cumva mai bine. Și acum mi-am dat seama că am microfonul gen mega tare, dar și url în el, îmi pare rău. Cred că v-am explodat urechile. Bă, dar nu e ok, bă, frate, dau Prowler-ul, gen, ar trebui să mă bage în el, ca și gen, ulta mea ar trebui să fie de oriunde din, și gen, puțin din spatele meu, mă, frate, nu? Nu știu, gen, ca orice altă ultă din jocul ăsta. Altă ultă. Bine, am zis ceva pe acolo. Mă rog. Ciudat. Adică ulta de Kiana nu-i deloc din spate, gen, nu te ia deloc din spate. No, l-o mor în 5 secunde, da, nici nu trebuie să zic că l-o mor. Vreau să le arăt la băieți că pot, uite, eu l-o mor fără tine. Cam tanky, bă. Bine, aici era intenția să dau și ulta, dar am zis că nu mai dau ulta, că ai venit tu, mă rog, era... Bă, încă avem scor negativ, avem 4 cu 6, da, ok, ce-o, vă zic eu. Bă, sincer, nu-i build-ul, adică mi-a luat camp, stați așa, adică... Nu-i de parcă dacă aveam Electro, îi băteam 2v1 în continuu, nu? Stați așa, mai ușor. Că am murit odată solo atunci când făceam limit test. Las-o așa. Uite aici, direct. Bă, frate, da. Am jucat frumos acolo, m-am învârtit bine. Ce se învârte ăsta cu FP? Ce mi-a făcut echipa, frate? S-au dus! N-au bat pe Vex aici, mă rog, bat. L-am pupat. Am mai tras și eu un kill pe dreapta, tata s-a putut. Ne-am cărat, hai. Ceau, ceau, pupici. Am uitat să vă pornesc muzica, așa? Am idem foarte încet în fond, dar uite, am dat-o puțin mai tare, poate se aude. Nu știu ce era acolo deasupra la cam, dar ai.
E, acum, lasă-mă pe omul ăla. Pe mid oare pot să o bat? Sunt curios dacă pot să o bat, dar gen... Fără ultă. Să o bat din hituri. Da, deja se bate Renekton cu ea, nu știu ce face. O bat tu, ce se întâmplă? Hai, că nu aici. Ia, Vicenț, aici vă arăt Conqueror-ul cum strălucește, da? Înțeamnă nu știu ce. Uite, îmi stachez Conqueror-ul pe... Da, pe cât. Da, așa că poate ies. What? A murit. Aici mor, n-am ce să fac. Nu înțeleg. Ok, să... Nu știu. Oh, n-am cuvinte să mai zic, nu știu, e gen... E 3 noaptea, eu de obicei mă culcam la gen... Așa, noaptea trecută m-am culcat la 12, ca idee, gen... Și eu obosit, uite cum se joacă băieții și anunțe, mi se teleportează Warwick, mă bate Warwick, n-am ce să-i fac lui Warwick cu un item, eu am două. Nici lui Vex. Nu mai zic nimic. Am două iteme, vă dați seama cât de headless eu de fapt. Bă, am două ping-uri să mă duc pe top. Bă, frate, dar nu mă lasă ăștia să mă joc. Bă, se joacă gen 5 contra mine, eu nu înțeleg. Bă, adevărat, frate, bă, nu mă lasă. Bă, vă dați seama. Hai, bă, vă rog eu. Mă rog, eu nu mă mai omorăți în 5 persoane. Bă, puțin lăsați-mă să mă joc și eu. Sau mă rog, lasă, oricum vă bate, da? Uite mă, că iar i-am omul aici, bă, deci nu-l înțeleg pe băiatul ăsta. Și apoi și Vex, care stă pe loc AFK. Bă, nu face nimic Vex? Da, așa, că de om... Bă, frate, că se uită la fiecare video, băieții ăștia. Sunt fani adevărați. Ajutor, mefe. Că n-are Hurricane să dea n-amândoi. Lux, mai ce stai, Lux. Ce să mai zic. Am update-uri, da? E lejer. Exact așa arată și solo queue-ul meu. Dacă zice careva ceva de rună, înnebunesc. Dacă îmi zice careva că cu electro queue-ul făceam 2v1 de fiecare dată. Mă rog, nu e cel mai bun exemplu pentru rună, dar nu înțelegeți. Eu v-am arătat în video în sine, nu că uite cât de bună e. Mă rog, încercam total altceva, dar... Mă rog. Gen, ideea la video nu e uite cât de bună e runa, e gen, uite cu ce mă joc eu. Adică, e bună pentru mine. Mamă, frate, ajută. Mi-a ieșit din vision, FF. Oh, ok. Aici. Și uite, de asta te joci Conqueror. Da, mă, frate, fără Electro nu faci aia acolo. Bine, înțelegeți acum așa ce zic.
Bă, nu știu, e bun la pe playstyle-ul meu. Bine, acum n-am putut să foarte demonstrez eu cum funcționează runa asta și nu știu ce, nu știu cum, dar... Înțelegeți ideea în sine. Uite aici. Bă, frate, dar nu știu ce zici, că arată altcumva Q-urile, nu... Nu-i pe aceeași dimensiune cu mine. Ai, whatever, e ok. Vina mea. Ata s-a putut. Shut up. Am 8 cu 9 chat. E bine, e lux. Merge bine. N-are nimic. Așa se poartă. What the hell? Păreri? Păreri? Interesant, da? Mă, și echipa mea se bate, gen, deja așa zoned out din meci, adică ei se bat, eu mă bat, nu știu, mă duc și eu mă mai bat, mai vin și ei se mai bat, și așa, gen. Nu, și asta se mai bate aici, adică mai dau ult în perete aici, și a luat și-o la disconectat de carry-ul meu, și-o revenit. A murit, n-a murit, a luat 30 kill-ul, mi-a luat kill. Se joacă fiecare cum vrea aici, nu știu, am făcut și eu 10 kill-uri. Da, ce mici. Mă distrez. Bă, sincer, mai mult a fost un... Hai să vedem cât de multe persoane mă pot bate. Dar acum vă arăt. Uite, am 3 iteme, deja e... E altceva, frate. Ia uite. Ia uite, mi-am luat eu damage, dar fiți atenți, gen, build-ul ăsta e... E cu atât mai strong, cât mai low ești. Avem last stand. Da, dați like, sub, share, like. Pun butonul de like. Iar am după ultra, frate, cum vin eu, gen. Nu știu, bă, zici că se joacă pentru mine, băieții ăștia. Aia m-a nimerit. Am un leu, Cristi. Ce... Și am rău mânuțele la aia, au zis, mamă, ăla cu Vayne au zis că se bagă, că nu știu ce, că iese. Am luat un conchis și ăla a fost meciul bun. Mersi că v-ați uitat. Nu știu exact ce... O foarte... Mamă, unde mă pun, stai așa? Mi-am urtat alerte de aia. Nu știu exact ce încercam să fie video-ul ăsta, mersi mult că v-ați uitat, vă pup. Ne vedem... Data viitoare cu un nou video. Nu știu, o să încerc să fac videouri zilnice, promit. Promit că o să încerc, atât dacă o să încerc. Live-uri am zis că probabil facem zilnic. Vedem. Și ne vedem data viitoare când va la un video. Da, și voi un like acolo, un sub, un... Toate cele. Ciao, ciao.